nu prea beau ceai, nu prea mai port nici fustițe și asta este o mare problemă, pentru că dacă vara asta este anotimpul rochițelor, atunci toamna este cu desăvârșire sezonul fustelor. Și indiferent de forma a trupului nostru, avem de unde alege, dar cum le combinăm corect în funcție de ocazie ne arată Lena Criveanu, fashion designer. Bine ai venit, Lena! Bine v-am găsit, mă bucur foarte mult că sunt aici și în sfârșit mă bucur că vorbim despre fuste și că putem muta lucrurile înspre partea feminină, mai mult spre feminin în momentul în care vine toamna. Femeile nu prea mai poartă fuste, nu prea mai poartă rochii. Din păcate. Putem să, nu știu, să facem combinații astfel încât să facă diferența. Adică o fustă bine pusă în valoare de bluză, care este alăturată de încălțări, să facă o apariție memorabilă? Da, se poate, atâta timp cât ne înțelegem că atunci când punem o fustă, ne păstrăm feminitatea. Feminitatea care înseamnă o poveste, înseamnă ceva mult mai rafinat, înseamnă un pic de mister, înseamnă chiar conectarea noastră cu pământul în momentul în care punem o fustă. Înseamnă mai multă prezență și mai puțin în a face neapărat. În momentul în care suntem în pantaloni, suntem cu haide, face, corect. Sunt confortabilă, ia sticla, ia... În momentul în care punem o fustă, lucrurile nu mai sunt atât de haide, ci mișcarea devine mult mai fluidă. Te rog, mai fluidă și mai feminină. Ajută-mă să renunț la pantalonii de training și arată-ne ce ne-ai adus. Niciun caz pantalon de training. Arată-ne ce ne-ai adus. Bun, eu am adus aici câteva produse pe care le-am cumva, care s-au vândut cel mai bine și care au fost opuse pentru partea de business, de office. Nu o să găsim cele mai scurte ținute, da? Deci pentru mine cea mai scurtă propunere a fost în ideea asta. Școlăriță, da? Așa cumva. Puțin școlăriță îți permite o cizmă lungă, îți permite și o ghetuță, îți permite... Numai că la o ținută de scurtă, eu am propus lucruri care să fie cu un volum mai mare, poate, cât să asta e partea mai modernă, să zic, mai ieșită cumva din banal. Dar știi, cumva regina Ana purta foarte des genul ăsta de bluză pe care o putea pune cu absolut orice fel de orice fel de fustă. Își pătează feminitatea, da? Cupul este conturat, ai detalii frumos pe decolteu, nu e foarte mare, dacă vrei el se poate mări, dar păstrăm nota de mister. Aceasta este fusta creion? Adică asta este o fustă, numește, nu? Da. Nu este creion, este o fustă în A. Este o fustă care ajută foarte, foarte mult persoanele care au un pic de șold, cât să nu sublinieze șoldul, ci talia. Să sublinieze talia, da. Avem nevoie de talie mai degrabă decât... adică încercăm să găsim soluțiile cele mai bune. Aici... Spune-te, rog. Din Adela, Lena. Bună, eu sunt Rubel. Bună, eu sunt Lena. Și lui plac fustele. Atât, la soția lui, desigur. Foarte scurt vă întrerup. V-am dat să vă spun că eu și cu Bogdan suntem aici pe WhatsApp pentru domnii care au rămas în fața televizoarelor să comentăm meciurile de aseară din Champions League. Atât vă spun, Juventus a bătut pe Chelsea cu 1-0, Benfica Lisabona a bătut pe Barcelona cu 3-0. Dacă aveți păreri despre asta, pe WhatsApp, haideți. Da, și ce dragul să meu, aș vrea să fii un pic atent că s-ar putea să faci o surpriză foarte plăcută iubitei tale, soției tale. Exact. Momentul în care îi duci o fustă cu o talie marcată sau cu un șol cu care o pune în valoare, poate va trebui o vei concilia foarte bine și tu. Deosebit de atenți suntem. S-a adăugat o cursă în calendarul de Formula 1 anul ăsta. Vedeți că se merge și în Qatar. Scuzați-mă puțin că nu avem treabă, ce avem ceva treabă. Ok, aici, deci tot pe un pic de culoare pe care am adăugat-o. Tot, pentru că e cel mai ușor de pus în valoare feminitatea. Perfect. Da? Un A... avem, ok, vrei un pic mulat, îți dau un pic mulat, dar pentru asta ce fel de siluetă trebuie să ai? Ai o talie marcată, n-ai un șol foarte pronunțat și eventual ai și un bust frumos. Pentru că e foarte, cumva ești mică în mică jos și atunci jos, trebuie să echilibrezi. Să te duci în sus. Ce să mai dau? Uite, aici
iară este o situație în care... dar aici îți permite să calci, că are o lungime mai mare în spate și te ajută să... Uite, fusta cloș. Și o fustă care tot în aul ăsta, dar acum e o altă interpretare, că e cu soleurile astea. Ușor de purtat, ușor de poți să porți o bluză mulată în partea de sus, poți să pui un plover, poți să pui un plover cu o cizmă lungă. Adică cașmir, așa, pufos, mare și... să ți-e fi adus, da. Am zis, m-am dus un pic spre office și atunci am zis, totuși, poate nu mă duc în direcția aia și de-aia nu l-am. Dar, uite, ca să exemplific, poate să fie, uite, ca să vezi un pic în mărimea, într-o mărime mai mare, știi, mai... Băieți, vă plac fetele în fuste? Ne plac în general. E bine că ați venit asta. Adică să înțeleg că ori training, o fustă e la fel? Depinde atitudinea, eu am mai spus-o. Ne, deci mie mi se pare că și în training poți să fii sexy, dar într-adevăr, fusta este... Eu aș vrea să fiu un pic, care e opusul la feminist? Masculinist, dacă se poate, și să trăiau fusta și pentru bărbați. Ia uite, domnule, ați luat voi fusta, nu mai voi puteți să o purtați și noi, dacă putem, să fim neapărat în Scoția și să cântăm la niște traiste cu țevinele. Nu e asta ceva. Ce frumoasă este și această hăinuță. Da, asta este o jachetă pe care eu ți-o... Cu ce ai combinat? Pe care... aș combina-o cu ceva care să fie mai... Pentru că are volumul ăsta sus, pot să mă duc, nu știu dacă neapărat asta, care are un volan în partea de jos, dar cred că mai degrabă aici aș pune-o. Dar variantele propuse de tine nu sunt doar pentru atunci când mergi la job. Adică tu, de fapt, vrei să ne spui că e bine să ne îmbrăcăm în fuste în general. Eu recomand fusta și brochia, aș pune obligatoriu la femei. Adică nu, în momentul în care vrei să-ți păstrezi senzualitatea, da? Vrei să păstrezi misterul, vrei feminitatea, deja când spun că vreau să fiu feminină, nu mai e suficient, da, știi? Da. M-aș folosi mult mai mult de rochii și de fuste. Asta este clou. Ți-aș recomanda, vă recomand, știu și eu, uite, o săptămână, să purtați doar fuste. Doar fuste. Experiment. Purtați toată săptămâna doar fuste sau rochie. Simțiți după o săptămână. Sau rochie. Da. Și pe vedeți mine, reacții. Pe mine m-a întristat puțin momentul acesta pentru că mi-am dat seama că la mine în garderobă, cel puțin pentru toamnă, că vara, desigur, toată lumea poartă rochițe, nu am nici măcar o fustă de toamnă. Păi ți le las aici. Mi le las? Ți le pot lăsa. Yay, perfect! Mulțumim foarte mult, Lena Grigan, nu știu, mai așteptăm la noi. Cu mare drag, cu mare drag. Îți mulțumesc mult de tot. Da.